stat Nicole Șeri. Cum? Care e locul pe care a stat Nicole Șeri? Care? De ce, vrei să se ia? Da, da. Asta? Acolo. Vrei să se ia? Deci dar ar Dumnezeu. Ia? De-aia mai strâns așa tare în brațe la intrare? Nu. Noi doar suntem cunoștințe vechi. Eu așa fac cunoștințele vechi. Da. Ce faci, dragă, să rămână? Știrea este... Da. Nu că ai fost la Antul, ci că nu te-am văzut. Da, nici nu te-am văzut. Te-am văzut în poză pe Insta și cam așa, atât. Și nu te-am unde văzut. Erai? Pe acolo, mai jos, la muritori? De jos până sus m-am dus. Au plecat înainte. Și de acolo până la Nostalgia, unde am și rămas mult. La Nostalgia, da. Eu am fost și pe scenă. Ai fost și tu. Și eu am fost sus pe scenă la Nostalgia. Și eu. Două seri. Fabulos. În două seri, dacă două seri am stat. De nu v-ați văzut, ați fost nu, la același. Nu, n-aveai cum să te vezi la Nostalgia. Eu eram în Adidas, știi, nu eram în altă. Și probabil că eu sunt așa, doar la un anumit nivel. Nu e adevărat. Eu sunt singurul care a avut masă la Nostalgia, nu știu. Da. Ai avut da, masă da. La Nostalgia? Asta da. Mi-a zis Codin. Dar unde ai era masă? Ai masă la Nostalgia, da. Ești zeu dacă ai masă la Nostalgia. Dar unde erau mesele? Nu erau, tocmai asta e. Am avut un bucoi. I-a fost adusă. I-a dat Simona după să-i dea Dumnezeu sănătate sun. Și Maica Domnului, dacă n-ai vrut să... Deci eram singurul care avea un butoi. A, stai mă, că butoi am avut și eu. Ea e masă la Nostalgia. A, am avut și eu atunci. Nu mai am reclamat. Da, am avut un butoi. Ai avut cu frapieră, cu șampanie, cu de-astea? Nu, că nu beau șampanie. Păi hai mă, capatul, și încerci să scoți de la mine acum. Mă rog, da. Deci, în înghesuiala aia am avut un butoi. Da, a fost fabulos. Am avut și eu butoi, da. Foarte tare. Dar uite că nu ne-am văzut. Nu ne-am am dat un blau vorbe că butoi, dar nu-mi plăcea de el. Sprijinită de un butoi. Păi aia era masa mea. Da, am avut și un butoi la notare, dar i-am zis să plece. Că nu te deranjează, te rog frumos. Nu era ce trebuie să îmbătați. A fost mai multe decât în categoria ălora. Da. Ce faci, draga mea? Ai vrut să pleci și tu în America? Să ne lași singură? Mi-aș fi dorit să plec și eu în America pentru o perioadă, mai ales la mine acasă. Dar uite că nu mi-a ieșit și nu sunt foarte supărată cei drept, pentru că am avut foarte multe proiecte care m-au ținut aici. Nu plâng, nu sufăr din cauza asta. Ce tare! Deci ăsta e secretul. Să anunț că vreau să plec în America. Te un an casă, acolo n-am unde dracu să mă duc. La mine acasă. Cum anunț că plec în America? Vin proiectele, nu? Da. Nu, că așa a fost și cu Ramona. Da, Ramona. Vrea să pleci, aici ești tu. Nu, pozele alea. Ramona dând înaintea ta. Vrea dând Nelei, care a venit, tot așa. A vrut să plece și pac, i-a venit prețul cel bun. Da. Așa și tu, ai vrut să pleci și pac, i-a venit prețul. Ți-a venit... Ție în căruța a venit prețul cel bun. Nu. Eu am avut doar butoiul. Da. Nu, tu ai avut proiecte și te-au ținut aici și foarte bine că le-ai avut. Uite, de exemplu, Splash. Ca acum. A, da, am și uitat. Da, așa e. Cum ai și uitat? Da. Să abia s-a terminat. Toată lumea la Splash. Toată lumea da, am fost a doua oară la Splash și mi-a plăcut extraordinar de tare, adică logică, de asta m-am și întors a doua oară, pentru că mi-a plăcut prima oară mult de tot. Bine, tu ești și din Galați, îți place Bălăceala. Da, îmi place Bălăceala, doar că n-am foarte mari tangențe cu Bălăceala, pentru că, na, din cauză de boală, eu n-am învățat să not. Dar știi cum e, la... Ce boală? Am fost bolnăvioară, așa, un pic când am fost mică, dar la Splash nu e despre a nota, e despre a sări. Și slavă cerului, frică de înălțime n-am. Cu toată țigla pe casă, nu prea am fost vreodată. Ai sărit mereu în viață fără exact, paracetă. Exact, am sărit. Am sărit. Am și avut oameni care să mă salveze, probabil ai că le-am făcut eu vreun bine la un dat. Ai făcut ca în Matrix, nebunesc. Ca în Matrix, da. Am mai avut încă o săritură pe care am făcut-o la repetiții, la antrenamente, împreună cu Sony. Dar n-am putut să mai fac în finală, aveți în competiție. A vrut să facă și Richito, tot pe spate și a venit de... A văzut, sărac! Vai, sărac! Vai, ce băia bun, da! Și acum are fi că a fost o reproducere a unui pilot de la Pearl Harbor, acolo a fost ceva nasol, aia kamikaze, diu, era... Rău. Deci vai, da, chiar am văzut săritura. Da, nasol. Da. Tu mai de sus ai sărit? Da, eu prima oară am sărit de la 10 metri, prima oară în 2000... Numai acum? 16, 17, da. Și acum n-ai mai avut curaj. Mă, nu că n-am mai avut curaj, dar ce rost mai avea? Adică, hai să încercăm și altceva, zic. Mă, duceam să răm de la 10 metri. Și când se de la 10, ce mai contează? Acum, hai să rim de la 3 să vedem. De la 3, niște de-astea. De spate, da. Dar oricum, a fost o experiență foarte tare. Mi-a plăcut mult de tot. De ce n-ai câștigat? De ce n-am câștigat? Da. Păi tu l-ai văzut pe Sony ce flic-flacurea. Păi nu, dar măcar ediția în care am participat eu a fost câștigată de el. A făcut omul niște șuruburi în aer, până jos n-am apucat să le număr. Da. N-aveam cum vreodată. Și cu toate astea l-a bătut Pulhac. Da.
Săritura lui Pulha, cum n-am văzut-o, nu știu. Bănuiesc că a fost ceva interesant. Nu, chiar, nu, pur și simplu a sărit. L-a bătut, ce să mai... Da, da, sărit de... Legea gravitației, da, ne ajută exact, pe fiecare dintre noi. Da, tot, uite, vezi, nu m-am gândit. Dar pe medie a câștigat, pe medie a avut media mai mare, da, la puncte. Cum adică a fost un sinucigaș banal, adică n-a făcut nimic, niciun flic-flac, nimic, nu... A, da? De la 10 era și greu. O săracul, de ce de apreciat că el a încercat-o. Hai de capul. O schemă. Cea mai, cred că cea mai dură a fost, lovitură. Bleș. A fost votat. Cel mai tare splash. Da. Sushi, vedete la apă. Da. Tu ai picat în ediție cu Sony. Asta e nafă. I-am picat în ediție n-aveai cu Sony. N-aveai cum să-l bați, așa e. Dar nici nu mi-am dorit vreodată să-l bat. Adică eu sunt foarte realistă și cu picioarele pe pământ. Eu... Am zis să mă duc să mai încerc ceva nou, că de ce nu, dar n-am visat vreodată că voi ajunge în finală, cum de altfel s-a întâmplat prima oară, la prima ediție, știi? Eram în finală eu cu încă vreo 7-8 oameni, care mai de care, mai campion mondial la gimnastică. Eram și fără tocuri atunci, știi? Și mă uitam la oamenii în jurul meu și zic, ferească m-ar Dumnezeu, cum am ajuns eu aici? Adică, eu, exact, știi? Și aia la fel, cu Vladimir Drăghia, cu care a câștigat. Da, exact. Și eu am fost atunci. Bine, eu n-am trecut de semifinale, am ajuns până în semifinale, nu? Da, de da, ce da, e rău? Da. Nu, e bine, având în vedere că eu am frică de înălțime, eu mă mir cum de-am ajuns zic, până la Bacău, nu că... nu la înălțime. Deci tu, dacă ai fi trecut de proba asta, ajungeai direct în finală, nu? Da. A, ajungeai în finală. Da. Deci se poate spune că ai fost în semifinale. Am fost în semifinale, da. Ah, mă rog. Da, nu prea înțelegeam. Bine, aveam un stres la un moment dat, că mă gândeam că dacă nu trec, știi, să ajung până în semifinală, zic, ferească m-ar Dumnezeu. Nu-mi dau ăștia bani, trebuie să, nu, eu trebuie să... Nu, că nu i-au dat nici acum. Mă rog, e trustul vostru, nu-i al meu. Cum poți zici că sunt medium în seara asta? Bă, nu mă provocați, că eu sunt foarte sinceră. Nu o să tac până la final. Așa, ce ziceam? Că dacă nu ajung până în semifinală, dacă pierd păi, așa... Nu, mă gândeam că ar fi trebuit, știi, fiecare persoană care era eliminată, neajungând în semifinală, trebuia să se arunce din nou în bazin și stăteam și mă gândeam, Doamne, iartă-mă, care mă mai salvează acum pe mine, că... Păi văd că aveți niște dăia, scafandri pe acolo. Am avut, da, băieții au fost foarte drăguți. Dar numai tu sau toată lumea are? Ce, toată lumea, ce? Toată lumea avea scafandri și nu, eu cred că fața mea a cerut mai multă milă. Și băieții au venit. Cei filmau, erau operatori. Da, băieții erau operatori. Nu, mă, n-am venit cu... Nu, cred că mă gândesc la cei care... N-am venit cu scafandrii mei de acasă. Nu, mă, nu. Nu, erau oamenii tot așa, oamenii voștri. Asta ar fi fost aroganță, dacă... Cum vin aia bombardirii pe la club cu bodyguard, sau eu vin cu scafandrii mei. Scafandrii mei, apa mea, vreau să... Rampa mea, vreau să... Rămânem doar cu butoiul nostru deocamdată. O luăm așa, încet, încet. Cu butoiul. Nu, dar cred că erau... N-am văzut la ceilalți. Ori sunt eu idiot și nu i-am văzut. Ce, e n-ai văzut să... scafandrii? Nu i-am văzut la toate sărituri. Păi, dar oamenii știau să nuate, numai nu știau. Asta zic, doar la cei care nu știu să nuate. E posibil. Azi, la toți? A, auzi că sunt la toți. Sunt la toți. Erau cei doi operatori. Și că la toți, dar nu interveneau la cei care știu să nuate. Da. Mamă, păi și nasos te arunci să nu știi să nuate. Nu tocmai, că nu stai, te arunci și după aia știi cum e, Dumnezeu cu mine. Păi da, prima oară când m-am dus să sărise antrenorul meu. Prima oară știam să not, acum nu mai știu. Nu, prima oară sărise antrenorul și m-a ajutat. Dar schema asta să te țină de picioare, nenea ăla, ai vrut-o tu? Sau? N-am vrut eu schema. Dacă aș fi reușit să fac săritura așa, mă rog, să mă antrenez pentru acea săritură, Bobor practic n-ar fi trebuit să mai vină și să mă ajute. Dar eu am făcut o altă săritură la antrenamente, pe care am pus-o la un dat și pe story, cu Sony. Sony era la platforma de 3 metri, cred, și chiar am vrut să o facem după aia în competiție, dar m-am accidentat eu. Sony era la platforma de 3 metri și eram practic în picioare dreaptă pe umerii lui. Și am sărit de acolo și în momentul în care am intrat în apă, eu relaxată că am ajuns în apă, că îți dai seama, platforma de 3 metri, Sony mai avea un metru și ceva, mai aveam și eu vreun metru și ceva, eram undeva pe la 5. Pe la, da, un minimum de 5. Da. Și m-am relaxat, zic, în sfârșit am ajuns în apă, dar m-am accidentat, m-am îndoit un pic din umăr și m-am accidentat ușor, dar a trecut. La impactul cu apa? Da. De la 5 metri? Dar eu nu vreau să mă gândesc adică ce a trecut Ricky, de la 10 metri. Da. Pentru că știi cum e? O să-l trecută spunem, prin doamne, așa doamne. Ceva. Da. Și de la un metru, dacă încerci să sari, că tot așa în prima ediție când am participat, am încercat să fac eu niște flic-flacuri din alea și m-am pleznit de la un metru, sărind de la un metru, dar am crezut că nebunesc, eram vânătă toată. Da, nu cred că i-a fost moale. Păi nu. O să ne povestească el când îl prinde pe aici. Da. Te lovești ca de beton. Da. Păi am tot vorbit țările astea. Nu, dar bine că n-a ieșit mai rău, că se pot face fel de fel de leziuni interne. Se pot produce la astfel de
E impactul foarte, foarte dur. Edi Stancu s-a accidentat. Da. Rău. E frumos. Ai fost acum? Ba da. Ai fost și tu? Ai fost și acum? Nu, eu eram cu Romica, făceam momentele de entertaining. Eram prea stresat. Da, știu că erai, știu, toți erau stresați. Am fost și eu la Antol, m-am întors azi noapte. Cum mai că ai fost tu la Splash? Făceai momentele cu Romica? În apă sau sub apă? 7 zile de ziua ta, dar ce ai mai, nene? 39 de ani. A, mulți înainte asta. Mulțumesc. E ca aia. Asumat și fără prea multe regrete, cum s-ar zice. Domnul doctor. Tot respectul. Am niște colaboratori foarte buni. Și 7 zile, totuși? Nu, așa a fost să fie. Nu e ca și cum... Am început de pe 6, pe 7, când au venit prietenii peste mine, nefiind ceva. Ai început cu încălzire ușoară. Exact. După care... A doua seară, la fel, știi cum e când ai mulți prieteni, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am eu exagerat de mulți, dar ăștia pe care i-am, îi iubesc la maximum. A doua zi am zis să mai continuăm puțin, după care a treia zi a trebuit să-mi serbez ziua de naștere, că altfel nu se putea, după care a patra zi am plecat la Antol și m-am întors aseară. Care... Ok, super, ok. Da, se consideră tot un fel de serbare și... Asta Antol, am zis, nu? Da. Da, o serbare mai mare, hai că ne-a plăcut tuturor. Da, exact, uite imagini. Mulți înainte să rămână. Mulțumesc, la fel. Doamne ajută. Și tort frumos. Și tort, am avut vreo 4 torturi. Bă, acolo, unul, stai că asta încercam să rămân. Am avut, da, stai că mai fuseseră mâncate, cred că unul sau două, am avut foarte multe torturi. A unde ai făcut-o? Acasă la tine? La mine acasă, da. Gata, ai terminat renovare tot? Da, am terminat acasă, mai am curtea. Le facem ușor. Tocmai terminasem casa înainte de ziua mea și acum mă apuc să renovez casa. Nu, mulțumesc. O să mut curtea înăuntru. Ai curaj, sunt foarte mulți care spun, hai domne că fac inaugurarea casei și după aia când văd cât de bine iese și cât de frumos e, măcar în prima lună. Tu cum era capat să mai fac și inaugurare după ziua mea? Nu, inaugurare gen party, știi? Și nu mai fac nimic. Tot la party mă referam și eu. Nu mai fac, săraci. Păi tu ai făcut, asta zic, bravo. Eu n-am făcut, ei au venit. Mă rog, ai făcut. Dar alții când văd, aulă, păi peretele ăsta să mi-l strice, păi la ăsta cât am muncit, păi nu știu ce. Perdele, uite, Bordea, n-am făcut nicio. Draperiile, nici acum nu fac. Gresia, parchetul, canapelele, pernițele, vă zic eu tot. Pachet. Ai perniță de aia în formă de buze, nu? Nu, aia e canapeaua. Nu mai aia roșie. Aia e canapeaua, dar n-am o pernă atât de mare. Aia e canapeaua. Mă, canapeaua, păi da. Asta da. Dar în formă de buze, așa, nu? Formă de buze, da. Păi stau singur acasă, stai să mă fac de cap. Ce mai ai pus sertare? Prin ce? Nu, prin sertare așa, ce mai? Am trecut de 12 noaptea. Amintiri. Ca fată singură așa. Că tu promisiune am în sertare. Da. Capatos, tu când te-ai întors de la Antol? Nu te spune. Tot ieri. Tot ieri. Am fost în același avion. Asta ar fi fost culmea. Nu, am mers cu mașina, că am zis că dacă, Doamne ferește, nu-mi place, mă pot urca oricând la mine în mașină. Unde să nu-ți place? Și mă întorc acasă. Am zis că na. Dar mi-a plăcut foarte tare. M-am întors azi noapte foarte târziu în București. A fost superb. Da, și eu trebuia să merg. Ce mai analizăm de acolo din poză? Zi, am primit foarte multe flori, foarte multe baloane. Nu mai analizăm nimic. Nu, asta cu buzele mi-a atras atenția. Nu, sau nu-i păgusul tău? Te așteptai la altceva? Zi, nu, este sincer. Din contră, nu, domnule, nu, mă așteptam și la mai mult. Dormitorul e un pic, dormitorul meu e un pic mai mult. Acolo am mai fost și știu cum arăta. Asta nu e. Nu e cum a fost. Asta n-a sunat bine. Și a zis să-și dezamăgit. Acolo am mai fost. Nu. El a fost pe vremea când al meu... Dacă așa o fi și în sufragerie... Nu mai, mi-e frică să mai întreb cum a fost. El a fost pe vremea când al meu dormitor era roz. Da. Asta e adevărul. Da. A, schimb culoarea, schimb tot, da. Mereu vine vorba de cele mă dormitor. Nu puteai să faci nimic, crede-mă acolo. Stai, mă, un pic de la atâta roz... Te-ai găsit tu să-mi iei două covoare bleu. Mi-a stricat tot feng shui-ul din cameră. Am zis să ajut eu. Dar mi-era rușine să-i zic că... Ei, la fete, două preșuri, cadou, două preșuri. Tu, bă, eu mai știu ce făceam, dar nu puteai să trăiești în dormitor la ca bărbat. Dacă nu știi, tu știu eu. N-aveai cum să stai acolo. Zic tot, întrebați-mă. Dar cu ce ocazie faci cadou două covoare? Nu mai știu eu mai... Chiar așa, bun. Era filmul Aladdin pe vremea aia, era o treabă. Ulterior am mai primit cadou un covor și un televizor. La el? M-am gândit să iau și televizor.
Păi, dar era tot în perioada aia. Și mă gândeam că am greșit cu ceva. Eram în acea perioadă. Ce tată vitre că ai fost și te-ai dus, s-a mutat aia mică la cămin. Te duce eram în acea perioadă. Ia zi, eram în acea perioadă în care primeam numai covoare, da. Da. Hai să depășim momentul. Asta zic și eu, nu de altă, dar m-a luat plânsul aici pe la voi. Da. Ce se întâmplă pe palierul artistic? Piesă nouă, nu? Da, piesă nouă. Piesă nouă se numește Ai greșit fata băiatului. Bă, băiatul. Ai greșit buzunarul băiatului meu, cred, deci dacă făceai piesa asta... Ai greșit fata băiatului meu. Și știți cât de mult îmi doresc să fiu și eu serioasă la voi în emisiune vreodată. Mă sună săraca Aurelia. Păi și pe noi. În permanență și în ziua în care eu trebuie să ajung seara la voi începe, dar știi că trebuie să spun niște întrebări. Mă, Aurelia, tu poți mă ții de vorbă 3 ore, că oricum în emisiune random, jur, nu se discută. Ai greșit sarcina copilul meu. Ce? Ai greșit mama. Revenim. Ai greșit mama copilul meu, da. Ia zi, deci ce a greșit omul ăla? Tot de la mutoaie. De i-ai făcut melodie. Cum era? Ia, mai zi o dată. Hai ne concentrăm. Dacă două ori mi iese. Dacă nu mi iese, o ai tu notat acolo. Hai să luăm de la început. Vrei mai intri o dată în platou? Deci, ia, stai că am eu aici notat. Așa, zi tu. Dar nu am. Cum e? Ai greșit fata? Am, gata. Ai greșit fata, băiatule. Ai, vedeți, știți ce trebuie. Perfect, da. Bun. Eu văd două fete, nu-s greșite. Niciuna nu-i greșită. Nu, sunt foarte, dar de ce a greșit-o? Foarte bune. Că ce vroia băiatul, de fapt? Păi, nu știu ce vroia, dacă știam până la vârsta asta ce vrea băiatul, crede-mă că eram departe. De ce a greșit-o? Asta zic, de ce a greșit-o? Ce vroia să-i facă? Și ea nu vroia. Mă rog, nu ce mai vrea în general, fiecare, că știi cum e, cred că suntem amândouă cam singure pe aici și înțelegem mesajul textului. La voi e un pic mai greu cu priceputul. Asta zic, o să fiu atent la... Chiar te rog frumos.